Bun găsit, drag elev din clasa a cincea! Astăzi, la disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală, îți prezint resursa Programul Zilnic al Elevului. La început, vei face cunoștință cu doi elevi de vârsta ta. Marius este elev în clasa a cincea. În fiecare zi se trezește la ora șapte, se spală, se schimbă, ia micul dejun, apoi se îndreaptă spre școală. În timpul orelor, este atent la profesori și are rezultate bune la majoritatea materiilor, fiind lăudat de către doamna dirigintă. La întoarcerea de la școală, se dezinfectează, se spală pe mâini, își schimbă hainele, servește prânzul, se odihnește o oră, apoi își face temele și învață. În timpul liber, el merge în parc cu prietenii, la antrenamentele de karate, sau o ajută pe mama în bucătărie. Alin este și el elev în clasa a cincea. Întârzi aproape în fiecare zi la prima oră. În timpul orelor vorbește cu colegii din jurul său, adică nu este atent la profesori și nu se implică în activitatea de la clasă, scuzându-se că se simte obosit. Temele pe care le prezintă profesorilor sunt incomplete și uneori greșite, iar pentru lecții nu se pregătește suficient. Întrebat fiind care sunt motivele care îl împiedică să vină odihnit și pregătit pentru școală, el recunoaște că de multe ori începe să se pregătească seara târziu pentru școală, uneori chiar după ora 20. Având în minte cele două cazuri prezentate, te invit să răspunzi la următoarele întrebări. Care sunt deosebirile dintre cei doi elevi? De ce crezi că Marius are rezultate bune la învățătură? Ce crezi că face Alin de la întoarcerea de la școală până la ora 20? Cum crezi că își petrece timpul? Ai preluat ceva din comportamentul lor? Ce anume? Argumentează răspunsul la care te-ai gândit. Oprește prezentarea pentru a împărtăși colegilor răspunsurile tale la aceste întrebări. Cel mai probabil, răspunsurile la întrebările anterioare te-au ajutat să-ți dai seama cât de important este să respecti un program zilnic. Acesta te ajută să fii bine organizat, să fii odihnit, să fii mai atent la ore, să obții note bune și să fii apreciat de ceilalți. Pe de altă parte, ai putut observa că, în lipsa unui program bine stabilit și respectat cu seriozitate, poți deveni obosit ceea ce poate contribui la întâmpinarea unor dificultăți la școală. Neatenția și lipsa de pregătire pot fi bariere care te împiedică să înțelegi și să utilizezi ceea ce ai învățat până acum. Din experiența ta, prezintele colegilor tăi, ce alte avantaje poate avea respectarea zilnică a unui program de muncă și odihnă al elevului? Amintindu-ți care sunt momentele principale ale unei zile, îți propun să realizezi un program în care să notezi activitățile pe care tu le desfășori zilnic. Pentru a-ți veni în ajutor, notezi o serie de activități care pot fi incluse în programul zilnic al elevilor. Activitățile pe care ți le-am propus sunt orientative. Fiecare avem nevoi și activități preferate diferite, iar programul este în funcție de ceea ce considerăm că ne ajută să fim mai buni într-unul sau mai multe domenii preferate de noi. Programul fiecăruia conține activități care sunt valoroase pentru a obține un anumit progres. Astfel, e posibil ca programul tău să cuprindă alte activități, cum ar fi înotul, activități sportive, meditații, antrenamente sau activități gospodărești nu uita să le incluzi în programul tău. Te invit să scrii în caiet ordinea și orele în care acestea ar trebui parcurse. Poate fi chiar programul tău zilnic. De exemplu, deșteptarea la ora 6.30. Ora pe care o vei nota tu poate să fie diferită de cea a colegilor tăi în funcție de timpul necesar pregătirii și sosirii la școală. Oprește prezentarea până vei finaliza această sarcină, notând fiecare activitate și ora sau intervalul orar în care se desfășoară. Prezintă și colegilor cum ai rezolvat acest exercițiu. Iată cum am ordonat eu activitățile prezentate. Bineînțeles că programul tău conține și intervalul orar în care le desfășori, precum și alte activități în care ești implicat și care te ajută să ai rezultate bune la școală sau în diferite domenii. Sublinează aceste activități și prezintele colegilor. Spune-le cât timp le dedici, modul în care ele te ajută să evoluezi, să progresezi sau să te descurci mai bine în anumite situații. Există diferențe între programele propuse de voi? Discutați cu dirigintele vostru asemănările și deosebirile identificate și stabiliți dacă respectarea unui astfel de program favorizează obținerea unui progres în învățare, vă poate ajuta să obțineți note bune și să aveți performanțe în activitățile extrașcolare. Găsește împreună cu colegii tăi Alte avantaje pe care le aduce respectarea programului zilnic al elevului.